Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De două luni jumate încoace, baxișul se poate plăti pe bon cu cardul. Este una din știrile despre care aș vrea să vorbim azi. Da, dar în afară de tine mai plătește cineva așa? Puțin. Câțiva. Pentru că în timpul ăsta oficial s-au plătit ca baxiș în România un pic peste 11 milioane de lei, a calculat economedia.ro. Asta în condițiile în care estimările sunt că se plătesc anual sufonul de baxiș undeva între 750 de milioane și 1,5 miliarde de lei. Este o estimare făcută de Deloitte. Acum, sigur, e o estimare că dacă nu se impozitează, nici nu prea ai cum să știi prea clar cât, dar probabil că fac extrapolări la câtă mâncare se vinde, ce bani se încasează și cam cât lasă oamenii și cam atât ar fi. Deci, prin comparație, în această... Deci, de fapt, între primele două luni, de la 1 ianuarie se poate plăti baxiș cu cardul sau se fiscalizează baxișul și până la sfârșitul lunii februarie... impozitele colectate de finanțe, date oficiale, sunt 1,1 milioane de lei. Și cum impozitul e 10%, 11 milioane. 10%, practic 11 milioane. Vezi ce ai făcut, Vlad? Baxișcu. Eu sunt foarte de acord și sunt foarte mulțumit. A scăzut baxișul în România din cauza ta. Nu a scăzut, că sunt convins că foarte mulți plătesc în continuare cash. Nu cred, eu cred că toată lumea îl fiscalizează. Serios? Chiar? Deșteptarea.